Filip, frustrat oarecum pe rezultat, mai ales după ceea ce s-a întâmplat în primul set? Uh, da, da, a fost, uh, am avut șase multe în primul set acolo, în tiebreak am condus eu cu 4-2, cred, și dacă aș fi luat eu primul set, putea să fie total altă situația. Pe urmă m-a doborât și puțin căldura, m-a făcut și fizic și mental, oarecum în setul 2 n-am mai avut resursele necesare să, să trag și de setul 2. Și asta a fost, a jucat în primul semeci. Ai, ai căzut și psihic după acel tiebreak? Da, da, cam da. M-am și enervat că am greșit niște mingi în tiebreak, niște retururi pe care nu prea trebuia să le greșesc și Au căzut și, și psihic, într-adevăr. Te-a scus din mână și decizia arbitrului? Da, da, chiar da. Eram calm oarecum până la scorul acela. Chiar dacă a câștigat pe urmă următoarele puncte, m-a enervat rău. Decizia mi s-a părut că a fost împotriva mea. Și ieri a fost o decizie de genul acesta la dublu pe care ne-a ne-a enervat puțin pe amândoi. Da, na, -am luat na, nu, pornam la game-ul. Nu m-a afectat ca și scor, dar m-a afectat mental, da. Te-am auzit la un moment dat, cred că în primul set, că trebuie să-mi schimb tehnica ai țipat. De la ce te refereai? Da, mi s-a părut că am, în meciul ăsta am avut niște detalii tehnice care mi s-au schimbat oarecum jucând multe meciuri Și la momentul respectiv am simțit că trebuie să să-mi reglez puțin niște chestii la, la tehnică și Dar o să vorbesc cu antrenorul meu și o să văd ce crede și el Ce a mers cel mai bine, ce a mers cel mai prost? Cred că reverul a mers bine, mai ales în primul set În primul set am am jucat, ca să zic așa, reverul a mers ok în primul set, cel mai prost mi-a mers returul, după părerea mea, am greșit multe retururi și fizicul, Nu, m-a făcut fizic. Per total, prestația de aici, de la, de la Concord, dacă ar fi să-ți dai o notă, care ar fi? Aș zice pe la un 6, așa, adică chiar, mă, chiar simțeam că pot să fac mai bine de atât dar nu m-am așteptat să, să fie așa o mare umilitate așa mare... Eu sunt și un tip care transpiră mult și m-a, m, -a, m -a stors puțin chestia asta și chiar credeam că pot să fac, să fac puțin mai bine. Uh, sunteți mulți jucători de la Dinamo, am văzut că e și uh, cel care se ocupă de Academie, domnul Toma. Contează asta pentru voi să fiți un grup unit la, pentru moral înaintea jocurilor? Da, da, Dinamo e un club care cel puțin pe mine mă sprijină foarte mult și le mulțumesc mult de când, de când eram mic. Eu sunt la, sunt Dinamo de când eram mic și domnul Toma, da, este aici cu, cu noi și asta e un lucru care contează foarte mult să ai pe lângă tine aceiași oameni care e aici acasă la, la baza de antrenament. Noi ne antrenăm acolo împreună, o bază cu terenuri foarte bune, care ne pun, ne pun terenul la dispoziție oricând și da, mă simt bine când, când am așa oameni lângă mine.